am, căldură mare. Oh, bună ziua, bună ziua, prieten! Bună prieteni, ziua, patrono! Bună ziua, prieteni! Suntem pe canalul Patroana de la Străhaia. Am opărit din jambonul ăla tot așa, nu mai e sărat, ca să mâncăm, prieteni, că n-am ce să mâncăm. Ia vedeți, ne-a chemat patroana. Da. La jambonel. Te-a făcut anca niște pirov la copii. Și ursul o să vină să mănâncă și el acum. Da. E bun, patroana. E bun dacă l-am opărit. Să știi cum se face, dar ei când face mâncare nu-l opărești. De rămâne sărat așa. Dar tot e sărat. L-am opărit, uite aia, e tocmai de făcut anca de rânduri. Dă-i lui bucătăr. Hai, lua și mâncați, ia cu tine așa. Eu l-am trimis pe Ion, cu manura s-a dus după ia. Pâine, că nu e pâine niciunde. Nu mai punem patron ras pe Ion. Ia și mănâncă. A, nu mai pune atât mănâncă, de mult. Mănâncă, n-a cuțitul, ta este. Te luăm de acolo. Ia și mănâncă. Că să zicem să nu mai facem să mâncăm, dar nu putem să stăm nemâncați. Nu putem, prieteni. Eu dacă nu-mi bag ceva, mâncai dimineață o țărăt, pâine cu lapte. Și când puseai colea să mănânc, mă supără Olga și aruncai roșiile, aruncai brânză, aruncai tot cu sâcă aici și Olga. Și mă tot mă supără Olga, tot îmi spune mie de cătă, că cătă-i bon lab, că... De pintea de ăștia, bă, nu mai spune mie situația ta, că pe mine m-a mâncat 7 luni, 1 an de zile, situația proastă, de năcazuri. Să mai știm și de familia ta. Dacă vrei, du-te acasă, păi ce vrei, și la copiii așa. Tăi. Că la tot așa a făcut, ia. Că și tu mi-a zis, că tu vii și te nu stai. Vezi că ne duce la magazine, că tot vii și nu stai. Stabilește-te, stai la casa ta acolo cu nuroara ta, cu copiii așa, tăi și lasă-l pe Tomi că viețăște, stă cu menajera, găsește-l unde stă, tirii, ăștia. Și dă-i tu interesul, ia casa de la licitație, făi, dacă vrei să fii campion. Cine? Păi nu, patru, hai să vorbim serios. Hai să zicem, ce e de vină, Tomi? Că multă lume îi pune și parte zice că e casa lui. Păi de-aia mă jură. Este casa lui, într-adevăr. Dar Olga nu mai stă la un timp, nu mai ia de casă să stea. Și am învățat, am aruncat brânza, am aruncat roșie și n-am mai mâncat. Și puțin acum cu voi. Ce să-i faci lui Tomi? Ce e de vină el? Zii mata. Că dacă știai mata că e de vină el, de mă mult îl scoteai de acolo, te certai cu el. Nu-i de vină. Săracu, a stat în pușcărie, n-are, n-are. A stat și el mult năgar. Da. Și a tras după aia prin Italia, câtă ce a luat. Și bătaie din cauza ei. Da. Lasă să-mi pacă ei, patroană, nu trebuie să ne băgăm noi. Treaba lui, mă, ăsta, pe mine nu mă interesează. Cum să-ți iau omul singur? Uite cum e ursul acum. Trebuie și ursul găsească o femeie. Nu poate să stă nici el singur ăsta. Așa și Tomi. N-ai ce să faci. Asta-i viața. Și ea mă supără, îmi spune ea de ale ei și mă supără și uite-mi pe câini manieri. Toată noaptea să-mi crească tensiunea, totoro, că sunt bolovicătă, că ce face anca oficială, că ce face ăla, să știe de toți. Da. De cătă nu mai poți, mă, ta. Ăsta unde a fost până acum? L-am dus la pită. A dus la pită, bă? A dus o pâine încoa. Vezi că nu e. Eu n-am stat cu mine de azi, am stat acolo. E vorbă, alea, ce să faci, n-ai ce, că e cal. Nu știu, așa mâine, patroane, noi ne ducem la Severin, tot avem o treabă acolo. Și îl duc la spital, cu consultație. Duceți-vă, dacă e vantaj de capul lui, duceți-l la spital, ocupați-vă de el. Eu nu mă ocup de el, că n-am niciun vantaj de el. Nu vezi că copiii nu scăpăm de el, ce este la noi, îi pare rău de el. E bucătare, nu mă duc el la spital. Eu nu mă duc cu mine la spital, mă duc cu Iona cu să-l tratez pe Ion. Hai și mata mâine cu noi, să vedem ce să tratez pe Ion. Nu mă tratez pe mine, nu m-am dus după analizele de diabet. Să stabilez diabetul. Și mă duc cu Ion. Păi ce-a rămas Ion pe capul meu? Ia-l cu tuniță, tu. Să-și pe mine, mă doare genunchiul și nu m-am dus la doctorul ăla. Du pe Ion, lasă, nu mai duce tu la doctor. Du pe Ion. Du-l acolo la spital și vezi că ai treaba.
Uite-mi ce zice, îi face analize și... Da, voi vorbi cu doamna Camelia, cum am spus-o. Da. Avem ce-o dat e hal. O să te bagi pe tratament. A carte da de data. Dar ia-mi spune că. Pare tot de mie masă. Ia ne-a zis și nouă lingură să luăm muzică de la. Un polonic. Un polonic de la mic. Avem că-i masă. Hai bă, bobiță, vii la masă. Am te dat de pe la care o bucătă. Pe ca carele o bucătare, te dat de. Omul a servit masă. Hai că Jaco a pus schița, carele, pen. Păi nu s-a trezit. Hai, hai. Bine, hai. Gata, prieteni, am mâncat. Acum Cotunița se ocupă să facă curat acel patrona. Mâncare, mulțumim prieteni. Pentru masă, patrona. Așteptăm să tăiți. Aștept să mănâncă și eu că-i puse în fuișor să se ducă să ne ia apă rece. Să ai poftă, Ionică! Să ne ia apă rece. Vă să nu bași la mult, că mâine îți iasă la analiză. Am mâncat patrană. Ce să facem? Că cu trință să nu mă răcăm, dar nu putem să stăm. Noi am zis să mergem și el. Păi merge cu noi dacă nu să mergem. Cum? Unde să mergem? La Neaniu cu Șchiță. Lasă-mă că bucătare cu Ion al tău. Păi el să duce acolo să muncească om. Da. Să muncească la pahară. Cum la pahară? La pahară. Păi e bine că tu le spală și le golește. Care sunt bute trebuie golite. Nu, Ioane? Am muncit la ceapă, la grădină, pe cornurile alea. Ce zici? Am muncit la ceapă, auzi. Îmi dau pe un plan. Dar nu-ți pui de tomberon unde a ridicat la cină. Ia zi la cină ce ai ridicat la tomberon Gogoș. Unde ai făcut ernia. La Gogoș. Și acum plătesc eu operația. Păi da. Ești. Ia auzi, un kilometru după apă, fii atent. Și patronul se duce 50 de metri. Nu te ce drumul la noi. Da, vedeți cum e faza cu oamenii. Da, cum e faza. Un kilometru se ducea să ia lungă ăsta apă. Și nu au prinsă că nu poate să treacă drumul, să ia țigări. Păi așa e, ce? Păi chiar dacă aude omul ăla. Da. L-a luat și acum ai plătit noi spitalizarea, l-a rupt. Așa e. Să-l ducă el la spital atunci. Să-l ducă la spital. Nu. Aia să face că plouă? Păi așa trebuie să fac și eu mâine, că plouă. Vezi? El de când a văzut, trebuia să te ducă măcar la un ăsta, undeva, la un centru de permanență. Da, să te consult. El te-a lăsat. Să-ți iau un calmant, ceva. Dar a văzut că nu mai ești bun, picior în cur, du-l acasă. Gata. Bolav. Gata, asta moare aici. Și l-a aruncat țiganul. Vezi ce-și merge el. Bine. Așa sunt oamenii. El e bun cu alții, dar cu noi nu pe ceea să-i aducă lui Banca o țigă de apă. Ce zic? Păi cum, Ioane, dacă nu ajuns deloc? Ieri a proiat, n-a venit Mișu și a măturat aia toate crengile, toate gunoaiele de aici. Să fi zis aia încă că te ajut și eu puțin. Da. De ce nu i-ai zis așa? Dacă picam jos, cine? Pica da? Jos? De ce pica jos? Și acolo la lume, când ai picat jos, ce ai făcut cu ăla? Ha? Ce a făcut ăla? Ți-a dat un picior în cur și du-te, bă, că ești dărâmat. La morgă cu tine, vezi? Cum e lumea? Există cineva deasupra. Patroane, de unde e cumpărat? Păi există, Ioane. Se roagă în genunchi din mine. Păi există, dar uite, până la Dumnezeu ne omoară sfinții. Să nu te mai duci, în viața ta să nu mai aud că ai fost acolo. Păi da, așa e. Ce să ne ocupăm? Să scoți apară pe poartă și tu și el dacă mai se duce la același om. Nu, te mai duci la același om? Dacă mai se duce la același om, apară de pe poartă și tu și noi. Să ia treanțele și să doarmă la el. Uite de față cu lumea. Că s-a uit o lume. Știi atâta lume, Ioane. Ai văzut, eu nu te pun la muncă, n-am nimic. Da, nici iar, ți-am mai zis așa. Am văzut că nu știu că tu nu faci. Nu faci. Tu ai altă și ocupația ta. Ai tu ale tale, problemele ale tale. Ce să-ți fac? Dar nu te mai du la ăștia. Mi-e ciudă că te duci la altul, muncești? Da, da. Ce aia mi-e ciudă? Da, da. Da, mă, da. Da, mă, da. Da, mă, da. Uite, face patroana acum după tine, vezi? Da, mă, da. Da, mă, da.
fac de la umbră. Da, mă, da, competent, e competent. E competent? De la umbră că îi fac afară. Da, mă, da, competent. Lasă, patroană, că te văd eu. Parcă te văd mâine, păi mâine, cu crața de zamă, să-i duci la Ion la spital. Da, mă, da, poate, îi fac coțor. Îi pare rău lui patroana, ea e sufletistă, dar zice așa din gură, dar o să vezi că zice, ai bucătare să-i duce mâncare lui Ion. Știi unde îl duc? Unde ai fost mata internată? La militar. La CFR, acolo duc. Să vedem ce zice, poate nu e caz, eu cum zice, uite acum e zis că a ridicat și într-adevăr, i-a fost două, trei zile. Și duce cu el, internează-ți o săptămână, două. Dacă e cazul de internare, internăm acolo. Dacă nu, îi dau un tratament acasă. Medicamente îi dai și mata și noi și să-i cumpărăm. Dacă îi dă rețetă. De ce să-i luăm rețeta acasă? Să facă tratamentul spitalului. Nu te face tratamentul spitalului. O analiză nu se prea așa, hai că mergem cu porci la vânat și îi lăsăm la vânători. Și dacă îți dai injectabil, cine îți face injecțiile? Pe Camelia, pe doamna Camelia. Nu? Ia? Auzi, plătește patrona injectabilul. Oricum ajută. Lasă-mă bucătare, plătesc același om, n-am bani, îmi trebuie mie pentru mine. Să-mi iau pastilele mele, am făcut analizele de diabet. Da, mă, da. Îi fac lui Ion, da, mă, da, da, mă, da, da, mă, da. Ba, mă, spar cu voi pe patroana mâine, da, mă, da, da, mă, da, la spital. Da. I-am spus lui Olguța acolo că m-am supărat. Unde e Olguța? Să schimbem de copiii tăi, de ăla, de ăla. Și eu când am stat 7 luni, un an de zile, la București, a venit cineva să-mi dă o sticlă de apă, să spună, n-a patroană o sticlă de apă. Păi mine nu mai mă interesează de nimă, așa am spus lui Olguța. Orice neam, fie scări, trage în cazul lui cum l-am tras pe-al meu. Așa-i. O picam jos cu tuniță. Știu. Și n-avea cine mă să-mi dă și mie o sticlă de apă. A trămesc și drept banii, am mai trămesc de și lui Alin și tot. Și eu cu Alin am tras să nu mai tragă nici lui Mani. Așa e, singur acolo. Uite, Alin a pus singur la patete, la aia, la aia. Năcaz. Și mai spune mie de cătă, de pintea, să știu eu. De menajeră, să știu eu. Am gurit-o de aici cu menajeră cu tot. Am zis, du-te să nu mai aud de menajeră când cu mine. Spune bidon. Și plecă, Olga. Pe sală, auzi. Bidon. Bidon. La mare. Nu mă, ăla de 5 litri. Uite acolo, uite acolo, sunt bidoare, dar să nu miroasă de ce n-am. Ia vezi ăla la altă. Vezi să nu fie cu de rău. Bă, tu nu vezi ce e în ăla? Cum să fie cola, arată cola așa? Aruncă. Aruncă. Pișat, ce e acolo? Benzină? Păi vezi, ne dădeai benzină? Păi n-are voie mai mult de 2 litri, sări, ce nu înțelegeți? Ia pune la nat, să nu fie benzină. Ioane, nu lua 5, ai luat 7 litri, ai mai mult acum, 6,5. Tu mai mult de 2 litri, 3, n-ai voie. 3,2. Bine. Păi da, dar n-ai voie să ridici. Aoleu, iarăși l-ai pus patronul să ridici. Nu, nu, serios, n-are voie să ridici. Dar îi dai o țuică, o bere, o bea, nimeni. Ia, dale un cu două. Părere. Când noi stăm și noi în casă la un stau și eu înăuntru, gata, Leuțu pe furiș se duce cu ne, câte o pălincuță. Făcea Nicu și cu Cornelia, Nicolova, Lumia, îi dătea pe furiș. Spunea, mai bagă-mă în parlul nea Nicu, îi băga omul. Da. De rușine, dacă el cerea, îi băga. Da. Asta e. Am fost și noi la motru aici, la Balta, la noi aici. Ce și apa mult, dă tulpul din anumită. Cutuniță, apa aia bălăcărit. Nici pisici, nici câinii nu strângea. Da. Vină de gunoi. Și ea vrea să intre acolo. Păi dacă azi noapte au plouat, cum să intri tu în apă? Să te umpli de alergie. Da. Să umpli de alergie. Dacă vrei, te duc la piștină, la Herculane, te duc eu. Dacă vrei ceva frumos. Da, da. Unde toate unde fetele, Alin, da. Toate fetele, toate femeile, dar să-ți ai costum de baie. Da, am vrut să sară în fustă când m-am dus și nu m-a lăsat Alina, zic că nu-i voie. Că ne dădea voie afară. Ce da, și după aia n-am mi-am încotro, după aia m-am schimbat. Trebuia să știi, îmi puneai un prosop, am pus, da. Un batic așa după tine și cu costumul de baie. Așa am făcut când am fost. Mi-era și rușine de Alin și că ăla nu e rușine, dar
A zis Alin, nu vezi că nu ai voie cu fusta aici, ne faci de râs. Ce ai pe un? Da. Te dai cu fusta cum am făcut eu când eram cu Dana cu aia. Cum pe un? Și... păi se ridică fusta ca pe unul, în spate se culorile. Se ridică fusta ca pe un. Auzi, ne-a dus leul la o piscină. Și noi ce-am făcut cu atât de oamenii? Am luat lipie și dăteam pe haine. Pica oamenii jos de râs. Căci noi ziceam că așa e obiceiul la noi. Dăteam cu ulei de la pe haine. Uh-huh. Pe lângă piscină. Doamne, cădea jos toată lumea. Se uită la mata și râdeau. Da, căci că dăm peste haine cu ulei de la. Da, și că țigani nu știu. Și că nu știm noi. Ca să faci. Auzi, fusta pe un. Uite cu trinte, trinte să faci pe un. Da, așa vreau să mă bag pe un. În apă ridica apa fusta ca pe un, așa, m-am băgat odată la mare. A ridicat fusta ca pe un. Toate culorile. Da, la mare, la mare. Până m-am luat un prosop, un batic, așa, am luat prosop de baie și am pus. Am fost cu Leo și cu Ali. Ce să facem, bă? Nu mai dăm timpul înapoi ce a fost. Asta e. Hai să mergem cu Tomiță la... stăm acum am mâncat la patroana. Gata, nu mai, nu mai mâncăm, nimic. Gata. Mergem, stăm în casă. Te-ai dus la Pușchiță, n-ai avut motorină. N-am bani. Pur adevărul. Nu. Ce să mă duc cu un milion, două, ce da, să fac acolo? Da, trebuia să bar motorină, să copii, bar... cer și una și alta. Ursul nu mi-a zis, bă, cătăriu, n-am bani. Cum să mă duc cu copiii, atâta drum și n-am bani. O să fie nașul, trebuie te-l cu ea, trebuie să... să nu te super nașule, că... trebuia cheltuială pe drum cu ăștia, cu copiii și... Astăzi mulțumim să fii sănătos, venim altă dată. Vede mâine. Da, poate mâine, da. E și mâine? E și mâine, până mâine seara. E și mâine. E, vedem mâine atunci. Bine, prieteni, hai că vă lăsăm. Vă dorim multă sănătate. Sănătate, prieteni, și weekend fericit și frumos la dumneavoastră. Doamne ajută la toată lumea, weekend plăcut. La revedere. Revenim mâine, prieteni de la o spital. O duminică plăcută să aveți. Împreună cu Ionic al nostru. Pe alte canale, da. Patroana mâine cu noi, să vedem dacă merge și ea mâine cu noi la spital, să vedem, să-l duce pe Ionica. Vai de capul meu, eu câte treburi am, mă duc eu la spital. Câte treburi am, eu n-am putut să mă duc pentru mine, să-mi iau biletele de la pensie. Da. Hai, la revedere. Sănătate mult.